Este o specie de animal carnivor din genul Mustela, cel mai mic mamifer carnivor. Trăiesc în general solitar și sunt activi mai ales noaptea. La unele specii se schimbă culoarea blănii în funcție de anotimp. Salutare, dragilor, eu sunt Gabriel Icosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Caracteristica morfologică a nevăstuicii este corpul lung și suplu, cu coada și picioarele scurte în raport cu lungimea trupului. Corpul este acoperit pe partea dorsală de o blană de culoare brună, iar ventral de culoare albă-gălbuie. Ochii sunt mici în raport cu dimensiunea capului și au o culoare închisă. Picioarele au gheare ascuțite, iar lungimea medie a corpului la mascul este de 130-260 de mm, în timp ce femelele măsoară 114-204 mm. Coada are o lungime de 12-87 de mm la mascul și 17-60 de mm la femele. Masculii cântăresc de la 36 până la 250 de grame, în timp ce femelele cântăresc 29 până la 117 grame. Totuși, dimensiunile variază în funcție de zona geografică, un lucru mai rar întâlnit la mamifere. Nevăstuica are un model teritorial tipic mustelid. Masculul are un teritoriu mare în care se găsesc teritoriile mai multor femele. Densitatea populației fiecărui teritoriu depinde în mare parte de disponibilitatea hranei și succesul reproductiv. Astfel, structura socială și densitatea populației pe un teritoriu este instabil și flexibil. La fel ca Hermina, masculul de nevăstuică devine mult mai activ în timpul perioadei primăverii sau în perioada când hrana este mai puțină și își marchează teritoriul mult mai des. Pentru a marca teritoriul folosește fecale, urină și secreții din glandele anale. Nevăstuica nu își sapă propria galerie, de obicei folosește vizuinile unei alte specii, cum ar fi șobolanul sau cârtița. Vizuina trebuie să măsoare la intrare peste 2,5 cm în diametru și să ducă la o cameră de cuibărit care ar trebui să se afle la aproximativ 15 cm sub pământ. Camera să măsoare peste 10 cm în diametru și de obicei este folosită pentru a dormi, a crește pui și pentru a depozita alimente. Și este căptușită cu paie și pieile animalelor pe care le pradă nevăstuica. Cele mai multe nevăstuici se împerechează în lunile aprilie-iulie, iar perioada de gestație este de 34-37 de zile. Masculii se pot împerechea în primul lor an de viață, deși de obicei prima încercare este fără succes. La naștere, puii au 1,5-4,5 grame, iar femela își crește puii fără ajutorul masculului. Nou-născuții sunt golași, rozalii, orbi și surzi, dar au o blăniță albă pufoasă la vârsta de 4 zile. Dinții de lapte apar la vârsta de 2 până la 4 săptămâni, moment în care puii încep să mănânce alimente solide, deși lactația poate dura 12 săptămâni. Ochii și urechile se deschid la vârsta de 3 până la 4 săptămâni și la 8 săptămâni încep să se dezvolte instinctul de a ucide. Femela naște un singur pui pe an și poate trăi timp de 7-8 ani. Nevăstuica se hrănește predominant cu rozătoare, așa cum sunt șoarecii cu păsări și frecvent vânează iepuri. În ciuda dimensiunii sale mici, nevăstuica este un vânător feroce, capabil să omoare un iepure de 5 până la 10 ori propria lui greutate. Nevăstuica de sex masculin vânează mai des iepuri în comparație cu femelele și acest lucru este legat de faptul că este mai mare și are zone teritoriale mai vaste decât femelele. Masculii au mai multe oportunități de a vâna o diversitate mai mare de prăzi. Nevăstuica ocupă un tip similar de habitat, la fel ca și Hermelina, dar frecventează mai puține locuri umede, poate fi găsit în câmpuri, păduri deschise, zone stufoase sau stâncoase, parcuri și grădini și se vor găsi și la altitudini de aproximativ 3000 de metri înălțime.
Personal m-am întâlnit cu această specie în parcul din municipiul Roman. Chiar sunt curios dacă și voi ați văzut aceste animale extraordinare la voi în oraș sau în alte habitate mai sălbatice. Lăsați răspunsul la această întrebare în secțiunea de comentarii. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi. Abonează-te, o poți face chiar aici, dacă nu ești abonat la acest canal, unde descoperim împreună minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri despre animale pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.